Cum să combați diabetul? Care sunt cele două ingrediente care pot normaliza alimentația cu această boală? Ce alte beneficii are combinația lor? Vom răspunde la aceste întrebări în videoclipul nostru de astăzi și vom oferi două rețete utile pentru remedii populare. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! De ce are nevoie un diabetic? Fiecare medic, atunci când face acest diagnostic, prescrie o dietă strictă pentru pacient. Aceasta presupune limitarea aportului de carbohidrați și grăsimi în organism. În cazul grăsimilor, acest lucru se explică prin faptul că duce la acumularea de colesterol, care la rândul său afectează procesarea carbohidraților. Urmarea acestei diete întâmpină unele dificultăți. În primul rând, nu toate alimentele dulci au același indice glicemic, și anume, acest indicator este considerat cel mai important pentru a evalua impactul produs asupra producției de insulină. În al doilea rând, restricțiile privind alimentele grase și glucide duc la scăderea conținutului caloric al dietei, adică poate fi dificil pentru o persoană să mănânce suficient, mai ales dacă este obișnuită cu alimente bogate în calorii. În același timp, o persoană cu diabet ar trebui să primească în continuare un set complet de vitamine și să aibă o varietate de fructe, dar multe dintre ele conțin o mulțime de zahăruri. Cum să rezolvăm această contradicție? Două produse, lămâia și oul, pot ajuta la rezolvarea problemelor descrise. Lămâia este unul dintre puținele fructe care au un indice glicemic scăzut, este de numai 15 unități, iar pacienții cu diabet au voie să consume produse cu un indice sub 50 de unități. În același timp, lămâile sunt bogate în macro- și microelemente și vitamine. Datorită compoziției sale, crește imunitatea la infecții, ceea ce este important pentru oricine, dar mai ales pentru persoanele cu diabet. De asemenea, lămâia ajută la eliminarea excesului de colesterol, îmbunătățește starea vaselor de sânge și scade tensiunea arterială, ceea ce o face un instrument indispensabil pentru reglarea proceselor metabolice. În ceea ce privește motivul pentru care diabeticii ar trebui să mănânce ouă, principalul beneficiu al acestui produs este capacitatea sa de a stimula producția de insulină. În plus, ouăle nu conțin carbohidrați și sunt bogate în vitamine benefice. Acestea reglează funcționarea tractului gastrointestinal și elimină toxinele. Cu toate acestea, ouăle sunt un aliment bogat în calorii și conțin o anumită cantitate de grăsimi. Deci, este necesar să se limiteze cantitatea de ou consumată. Norma zilnică pentru un adult este de 2 ouă. De altfel, ouăle de prepeliță sunt mai bune din punct de vedere al compoziției de vitamine și minerale și aduc mai multe beneficii decât cele de găină. Dar ouăle de găină au și un efect pozitiv asupra funcționării pancreasului. Acțiunea combinată a ouălor și a lămâii rezolvă mai multe sarcini. 1. Îmbunătățește procesarea și absorpția colesterolului și a glucozei. 2. Saturează organismul cu vitamine și minerale. 3. Curăță intestinele, pancreasul și ficatul de toxine. 4. Întărește sistemul imunitar. Prin urmare, chiar și reprezentanții medicinei oficiale recomandă uneori utilizarea acestor produse împreună cu produsele farmaceutice. În plus, ouăle ajută la recuperarea rapidă. După fracturi, datorită conținutului ridicat de calciu și de asemenea lămâia cu ou poate îmbunătăți starea pielei. Dar pentru a obține un efect terapeutic este necesar să se pregătească corect remediile populare din ou și lămâie. Cum să vă tratați cu ou și lămâie? Medicina populară este încă relevantă, mai ales în epoca epidemiilor. Încercăm să popularizăm rețetele și metodele sale și vă propunem să vă abonați la canalul nostru pentru a fi mereu la curent cu noutățile. Folosiți următoarea rețetă pentru informații importante despre vindecarea în diabet. Spălați o lămâie, tăiați-o în jumătate și stoarceți sucul într-un recipient separat. De obicei, o lămâie produce 50 de ml de suc. Spargeți un ou într-un alt recipient. Dacă doriți să înlocuiți ouăle de găină cu ouă de prepeliță, veți avea nevoie de 5 dintre ele. Adăugați sucul de lămâie în ouă, amestecați până când se obține o masă omogenă și consumați amestecul rezultat cu 30 de minute înainte de masă. Luați oul și lămâia o dată pe zi, la ora 15:00, la rând, apoi faceți o pauză de 24 de ore și repetați tratamentul timp de o lună. După o scurtă pauză, dacă este necesar, se poate repeta. Se prepară și o mască de față. Masca de față se prepară bătând albușul unui ou cu o lingură de suc de lămâie și aceeași cantitate de suc de aloe vera. Apoi adăugați restul ingredientelor și aplicați masca timp de 20 de minute înainte de a o spăla.
curăță bine fața, dar poate fi ușor uscăcioasă, așa că se recomandă să fie urmată de o cremă hidratantă. Cine nu ar trebui să folosească acest remediu? Nu ar trebui să fie folosit de cei care au alergii la lămâi sau ouă, boli renale, de stomac și intestinale, niveluri foarte ridicate de colesterol sau vârfuri bruște de glucoză. În astfel de cazuri este necesar să consultați medicii, deoarece acidul de lămâie poate irita o mucoasă gastrică deja deteriorată, iar grăsimea din ou poate fi contraindicată în cazul unei creșteri critice a colesterolului. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Ce subiecte ați dori să vedeți pe canalul nostru? Vă rugăm să împărtășiți în comentarii ce probleme de sănătate ar trebui să fie abordate mai des în videoclipurile noastre și să vă abonați la canal. Pe curând!